Ok, salut! Bine ați venit la Casual Friday Podcast. la am aici cu mine pe Vlad Soare. Salut! Ce faci, Vlad? Bine, mersi! Toate bune? La tine pe canapea. La mine pe canapea. Văd că ai tricou la blană. Tricou blană. Zine care-i povestea tricoului? Uh, Nu sunt semnături de pe stradă. <laughs> sunt uh, semnăturile unor studenți de-ai mei. Mi-au făcut tricou asta ca două uh, anul trecut când am terminat cu ei. Și le-am promis că o să-l fac celebru, ei au zis că nu, nu o să fac și că o să o de el -er și... Și asta e aici. prima apariție? Cred că trebuie prima să schimbe apariție? semnăturile de acum, e, da, pr e, prima, apariție e prima apariție și apariție. sunt tot de mesaje Dacă bă, mergi la televizor îl poți pe, pe, pe de jos? Pe de, de sus, <laughs> domnule. cu el. <laughs> Nu, 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 nu. Dar fiind o altă de apariție pot să vin și eu îmbrăca mai repede. Da, și... ceea ce aveam pe suflet de azi dimineață și voiam să, să vorbesc cu cineva despre asta... Deci am, am avut o observație, m-am trezit cu gândul ăsta și trebuie să-l să spun pe cameră. Tu ai observat că nu poți să-i zici, să zici despre cineva că e babă decât dacă are batic? Deci toate femeile deci stai puțin, care ai vizitează că... o mănăstire unde trebuie să spui batic okay. sunt babe. Păi nu, 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 stai puțin, că n-am zis, deci n-am zis... Nu că poate, nu, nu, nu cred greșești, dar... Oricum... Nu, 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 fii atent, deci nu toate femeile care poartă batic sunt babe, dar toate babele poartă batic. Asta așa e. Nu? Chiar adică, așa Adică, serios, d dacă te duci și vezi o femeie bătrână pe stradă și n-are batic, n-ai o doamnă bătrână, e... o doamnă în vârstă da. o asta, dar dacă și-a pus, și pus baticul, gata, e baba. E baba. Asta așa, de, așa de acord. e. acord? Cred că baticul, elementul baticului pus pe cap după o anumită vârstă, cred că te transformă te în transformă babă. transformă în babă, da. 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 Și ar mai fi alte elemente necesare pentru a pentru califica a pe babă. cineva babă? Adică cred, cred că asta mi se pare, adică ok, e să fii cred să că o anumită vârstă. Îți spun, uite, îți spun ce face mamaie, care și ea chiar dacă e mamaie, e o babă. E o babă. <laughs> o babă <laughs> foarte dulce. Uh, Cred că elementul de la care eu m-am prins că mama e bătrânit și că inclusiv ea se consideră babă, am înțeles. a fost un moment în care am văzut-o că e mai uh, interesată să citească. Ea e din Bacău, mama, adică încă există anunțul acolo. Uh, citește în ziar, primul lucru pe care îl citește în ziar e rubrica aia cu cine a decedat. Oh, în orașele zi... mai mici, încă există chestii de genul ăsta. Dar nu știe niciodată și i-am întrebat-o. Mama în, în mulți ăștia ani. Că de mai mulți ani e babă. <laughs> 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 babă, <-sins, laughs> nu știu. Da. Câte. <laughs> Așa. Câte persoane ai văzut și ai recunoscut acolo? Nu, că n-am recunoscut. Că... Și am ce citești, adică e sinistru, e bătrâneț, adică. Oamenii bătrâni tot să știi că au Bă, da. Cu Dar în schimb să știi că m-au uimit. Știe mult mai bine decât mine tot ce trending din lumea cancanului. Tot. Da, absolut tot. Știe <laughs> și cine, cu cine s-a combinat. E foarte interesant. Ceea ce nu face atât de babă. Da. Face o babă cool chiar. Bine, acum babele sunt recunoscute internațional pentru bârfe și astea și <laughs> Adică ai văzut ai, ai, mele cu camerele, surveillance camera, Russian surveillance camera. Ok, am am o și pe asta, deci nu vă puneți batic că riscați să vă transformați în babe dacă aveți spus o anumită vârstă. Zii cum e să fii proflan întâi? Asta a că fost... Mie mi se pare că uh, la anul întâi e super diferit și special față e. de e. alți e horror. ani. E horror. E horror, e horror în, în, în niciun caz uh, Activitatea e horror. Și e da. horror pentru că materia pe care o au cei de anul întâi mm. nu e pentru anul întâi. Exemplu, uite, da. explică unui student de anul întâi tu ești avocat, da? da. Explică unui student de anul eu predau comisională. Uh, tu știi, da? Da. da. Așa. Uh, explică-i explică exact, explică unui student de anul întâi uh. ce e o excepție de care că el, are, el dă examen din chestia da. asta când el nu a avut uh, vizualizarea măcar a unei instanțe, a unui proces. Da, da. Și explică-i tu că excepția de neconstituționalitate, de fapt explică ce e o excepție. După, care, după ce explici ce o excepție și el face asta în anul 4, da. după ce explici ce o excepție, spui că de fapt asta nu e chiar o excepție, că în procedură excepțiile sunt altceva. În fine, e un, un, întreg, un întreg, haos da. și asta este doar... Dar uh... crezi, că ar putea, adică crezi că constituțional ar trebui să fie studiat în anii mai mari? Nu neapărat. Cred că în anul 1 ar trebui uh, să fie studiat așa partea foarte ușoară din dreptul constituțional, și anume drepturile și libertățile. Partea mm. de instituții politice, partea pe care o să o folosească și ca avocat sau ca judecător, partea de contencios constituțional, aia eu cred că ar trebui făcută contenciosul constituțional mai încolo, iar partea de instituții politice pf, măcar în anul 2, pentru că e, e complicat. Da. Imaginează-ți că tot ceea ce vezi la televizor trebuie să explici studentului de anul 1 cum este juridic. Da. Deci dacă nu înțelegeți constituțional sau nu ați înțeles constituțional din anul și că nu e vina voastră. Ba, <gântu -i> e vina lor. Că la seminar le-am explicat de da. zeci de ori. Dar oricum, nu, nu e. Bă, nu, da, nu, eu nu, -am amintesc, nu e numai vina lor. Eu mi -am chiar amintesc, blumesc, să eu, eu mi -am când eram în anul întâi și făceam, făceam constituțional că la primele cursuri tot așa era super, super simplu. A, ce, să, na, super simplu, am citit și eu asta, știu, știu cu ce se mănâncă asta. după aia n am mai fost vreo 3-4 cursuri și când am ajuns deja să vorbea de, de avioane și mi-am gândit și da. inclusiv cel puțin la civil, la partea generală știi când vezi partea generală în anul întâi zici că A, da, am înțeleg chestia asta A. sunt ok, A ai impresie că gen... Dar după aia îți dai seama mai târziu, știi, după ce treci prin tot civilul, că tu de fapt înțelegeai cuvintele, dar nu nu puteai să le atribui toate... Știi care este cea mai mare problemă a sistemului nostru de învățământ superior, dar mai ales la noi, la drept? Uite, uh, tu, acum te duci în instanță, dar tu ai făcut uh, materia aia OEPJ, din uh -huh. care profesii juridice. Da. Noi știm despre profesiile juridice și legile profesiilor juridice de la început din anul întâi. Am făcut un în anul întâi, după care dăm examen la licență, dai examen la admitere, în profesia de avocat, da, dai la... examen la DEF, da, la adică la lic... e o materie care te... La licență nu dai... O nu, nu dai, dar chiar nu dai la licență, da. dar dai după la admitere, da? da. E o materie care te chinuie, nu? Da, și pe care în anul întâi chiar zici că e total importantă. Da. Ce importanță are. E... Materia aia, părerea mea, e că ar trebui să se desfășoare așa. Imaginează-ți că. cât de greu este pentru un student de anul întâi să înțeleagă că poți să ajungi în apel și la tribunal și la curtea de apel, în funcție de tipul de proces. E, spune Dar asta, eu, explică asta unui eu student. de anul Apropo, aproape nu înțeleg nici acum. Păi, <laughs> sigur, Da, dar explică no, asta. da, no, da asta într e ideea. Într deci problema e că da. nu, dreptul nu e vizual. Dar nu știi, oricum n-ai, da, și n da, nu știi cum să l apuci. Mă, știi eu cum... așa fac, eu la seminar încerc să-l fac vizual. Chiar dacă e, eu m-am urcat și pe mese. Da, eu... da, ca să explic principiul separației puterilor în stat Pui și sigur, dai, nu e doar principiul separației puterilor în stat, e și al echilibrului. Și am okay, ca să explic da. că e vorba și de echilibru, nu doar separația puterilor Ai în stat, m-am urcat pe <laughs> o bancă și am mai urcat încă doi studenți pe o bancă și le-am spus, uite, hai, stăm într-un picior de dacă putem să stăm separat doar. Mamă, și evident a... că nu puteam să stăm niciunii separați, adică la un moment dat chiar mi-a fost și frică că o să cădem. Cum Ce... ar fi fost să ți pargă cineva capul? Îți dai <laughs> și atunci am zis, da, hai să ne luăm de mână. Ce oh, okay. Și evident că a apărut un echilibru între puterile separate fiecare <laughs> În caz că banca. nu știați, Vlad a făcut și regie. Da, cred că și, că asta și de asta, din, de asta, de <laughs> asta o arde cu <laughs> demonstrații artistice ale principiilor da. constituționale. Da, cam așa e. Dar să știi că uite, asta, asta funcționează. Lucrurile astea Bă, da, da, au impact și na, te face să fii atent cel puțin. Hai, că uite, Bă, și da, s-a da, urcat, s-a urcat un pe, masă. pe masă. Da. 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 E amuzant din punctul ăsta de vedere și dacă faci dreptul amuzant și încerci să-l faci vizual, omul o să înțeleagă mai multe. Da. E imposibil să înțeleagă, nu am nicio pretenție, de exemplu, și acum spun sincer, bine, poate ar fi bine să spun asta chiar înainte de examenul de drept <laughs> constituțional, dar uite, eu n-am nicio pretenție ca toți care au fost constituțional cu mine să știe peste 5 ani de zile care sunt caracteristicile supremației Constituției. Da. Nu am pretenția asta. Bă, dar am pretenția ca toți să știe cum se invocă o excepție de neconstituționalitate. că asta trebuie să știi, că o să fii avocat. Dacă nu știi asta, băi, am eu o problemă, nu tu. Când se angajează, te sună aia pe tine, bă, ce-ai da, Ce ai aici. Da. Bă, da, uite, faza e că eu o să încep acum în martie iar cursurile de American Contract Am văzut, Mers, e deja al treilea an, e ok. Dar faza e că și, și eu am, am tot așa surprize că merg acolo, mă rog, predau, e și cursul în engleză, vorbesc cu câțiva, 2, 3, 4 din 70 cât sunt în sală, vorbesc cu, mă rog, maxim 10 să zicem că participă la discuție și pare că înțeleg, știi, adică da, pun da, întrebări da. pertinente, e ok, și mă gândesc, voi, uite ce înțelege lumea, sper ok. Și după aia când vine, când vine examenul și na, dăm niște specte, văd că, bă, nu știu dacă au înțeles ce am vrut să zic toți. Adică, faza e că noi, noi, și lucrăm cu concepte destul de grele, că uh, cursul ăsta e pentru anii 2 și 3. Ăia din anii 3 mai știu câte ceva, dar să duci la un student de anul 2 să explici noțiuni de drept contractual. N-a făcut, contract. făcut contracte. N-a făcut contracte. Na, engleza e engleză, juridică, că na, toată lumea știe să uite la Netflix în engleză, dar când încep cu noțiuni contractuale pe care nu le știu nici în română, Corect. e mai prea, complicat. Da, da, da. E mai, mai complicat. <laughs> Și atunci da. chiar e complicat. Da. Da. Și, da, bine, nu, ai că there's no other way, nu ai cum să, să faci, în anul 4 oricum dacă pui un opțional de gen nu se bagă da, nimeni. Da, știu Uite, asta e altă problemă, faptul că uh, da, nici nu, nici nu știu care ar fi o soluție, sincer păi da, Faptul nu. că dreptul se axează evident pe niște materii care ori, eu nu spun, niciodată nu o să spun, materia mea e cea mai importantă Nu e adevărat, nu e cea mai importantă, n-are cum dacă să fie are. cea mai importantă Puh, wow, Depinde, sunt două ramuri mari de drept, asta este clar. Da? Public și privat. Dar din dreptul privat, evident, dacă nu știi civil, nu prea ai cum să te descurci. Da, și evident că este importantă. Și trebuie să ocupe ocupe. Da, la noi, de exemplu. Central noi am făcut, noi am avut civilul decalat cu un semestru că intrase, adică intra, trebuia să intre în vigoare nou cod civil când am uh -huh. început sau a intrat sau mă rog, nu știu care de a fost faza? Noroc. A intrat, au intrat codurile în vigoare în timpul facultății, noi am învățat doar pe codurile vechi da, și după aia aia se scurcă telepearea la noi. <laughs> eu am, eu am un șoc de fiecare dată când am o speță pe vechiul cod și iau codul Ai vechi văzut și, cum e vechiul și cod? Și cum e scris, Mă, frate. știi cât de amuzant este, <laughs> Că la seminar, deci asta era șocant să-ți explic ce cu bunurile mișcătoare. Da, 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 da. sunt de fapt bunuri mobile. Era foarte interesant. Cum se numește, de... da, nu mai codul, nu se numește divorțul? Nu știu pe vechiul cod, nu numește Oricum, eu am făcut pe codul familiei. Da, a, da, da, am da. prins inclusiv codul familiei. Da. familie. A fost foarte am făcut altă facultate. Da, 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 da. Vechile da. coduri. Adevărat. Da, chiar așa a fost. Da, da în, și, și noi -a -a. noi n-am făcut civil de pe primul semestru din anul întâi și na, la noi clar era constituționalul, era cea mai importantă. n aveai ce să comentezi acolo anul 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 nu întâi. Mai era, da. da. în anul 1 nu, în anul întâi sunt câteva materii foarte importante. O să mi spui pei, dar la ce folosește romanul? Păi folosește romanul e, e un fel de introducere în civil exact, așa. Exact, exact, mai ales după aia când aș lua obligații și vezi da. De fapt, sunt aceleași lucruri, numai că nu mai învârtim în jurul templului mm. și că avem, de fapt, obligația încheiată. E, e interesant romanul, e foarte important. Toate materiile sunt importante, dar e adevărat că unele, și am mai, să fim sinceri, unele, părerea mea că ar trebui să fie făcute doar dacă studentul zice, băi, aș vrea să fac și asta. Da. Și nu vreau să dau nume. Dar sunt unele care ar trebui să fie opționale în da, fiecare cum... an. Da, sunt de nu, acord. Nu obligatoriu. În fine, Și sunt unele și care... sunt foarte grele. Da, și sunt unele care se fac la modul superficial la noi în facultate și sunt super importante în viața reală, cum e, de exemplu, fiscalul, că eu sunt analfabet la, la tot ce înseamnă taxe, anaf, fiscal, whatever. Uh, nu facem drog competition law, concurență în facultate, mă rog, facem un uh, opțional, tot așa în anul 4 care, care nu se duce nimic oricum uh, și mă rog, mai sunt chestii pe care nu le facem. Și uite-te, anul 4 prin faptul că e importanța asta a examenului final, da. îți, marchează, îți marchează, îți închide alte materii. De exemplu, să fim serioși, în anul 4 este dreptul proprietății intelectuale, da. o materie super importantă și, și cum să spun, super bănoasă, adică dacă mm. știi dreptul proprietății intelectuale, poți să faci mult mai mulți bani decât dacă știi civil da, eu, extraordinar. Da. Eu, da. eu oricum și, vreau să lucrez cu artiști. Deci. E, uite, <laughs> și cu toate astea, în anul 4 tu ești stresat cu procedurile. Da. De fapt, procedura civilă, că pe anul a să-l terminat, uh, ai terminat și civilul dar tu înveți în timpul ăsta da, tot civilul, da, da. tot penalul, toate procedurile și nu e regulă de asta spun, eu cred că lucrurile ar trebui schimbate dar nu știu să spun o soluție, ar trebui schimbat inclusiv modul de examinare hai să tot. ne gândim la o soluție, o soluție? Și, și fii atent și uh, data viitoare eu și Soare vom încerca să rezolvăm sistemul de învățământ în românesc. Uite, acum, Stați am... aproape. Acum hai să, hai să trecem uh, și la băiețeală, că pe practic pentru asta te-am da, chemat, da, așa, da, da, toată, lumea, toată așa, lumea să... te vede la facultate, vorbind despre facultate. Da. Sergiu, caută, te rog, că nu știu, dacă, nu știu dacă știți, dar Mircea Badea a fost făcut knockout. Am văzut, da, nou, Ai văzut? Da, am văzut, da. Dă-l să, e, e dă să vedem o dată. E fucking obviously pe bune Deci, Sergiu, caută-ne, te rog un, un videoclip în care se vede e, frumos așa E, da uh, Dacă nu, sigur, uite ăla, da. ăla e bună, la da. e bun. Deci, Dar nu înțeleg ce s-a întâmplat, sunt într-un mol, asta e clar. Nu? Da, au, au făcut un meci demonstrativ. Deci fazei faza e s-au bătut în, în 2014. A, asta vreau să te întreb, e același cu care s-a mai bătut? Deci e același cu care s-a bătut. Stai, nu-i da, nu-i da play încă. Deci s-au bătut, bătut, în 2014 prima oară pentru că, mă rog, ăsta îl bruia pe Mircea Badea când făcea când emisiunea afară ăsta zis ceva de măsă, de familie, whatever, Mircea va cu gura mare, ăsta a zis, bă, da, hai să o dăm parte în parte ca băieții. Și ăsta, Mircea Badea, în, în, mod caracteristic, narcisistic și având impresia că chiar știe să se bată, a acceptat să se bată cu un campion mondial la Muay Thai și... A, ei prima oară când s-au bătut, s-au bătut într-o sală de sport, și Nu, nu era ring, da. Și practic ăsta Mircea Bade a fugit tot timpul și când era în pericol se întorcea cu spatele și intervenea arbitru. E, acum băieții au ring, știi? Și da. când se termină tarla, ai zis ce pățește, play. Mă rog, știi ce pățește, dar mie mi se pare foarte, foarte tare. Eu cu ăsta, cu Teddy, m-am antrenat când stăteam în Berceni. Am, am, am fost la el la sală. Ia uite, îl deschide cu un low kick. 1, 2 și i-a dat, dat faza e că nu se vede pe filmarea asta, dar i-a dat genunchiul în barbă, știi, când, când era în... asta e basic mai tai, asta înveți gen în, primele, în primele ore, 1, 2, clean și bam. Dar faza, cea mai tare e că el pică... Sergiu, caută te rog al video din alte poziție. Sunt șocat. Da. nu sunt șocat de ce a pățit, sunt șocat de faptul că deci el, de chiar, el chiar credea. De ce de ce într-un exact, astfel? Exact. Este... El, el chiar credea că se poate, că poate nu că poate să bată, că era clar că nu poate să bată. El chiar credea că o să o să facă un meci rezonabil cu băiatul ăsta care e clar că știe ce face. Da, aici aici cred că se vede, cred că se vede mai bine. uite. Deci pac. Se vede că nici low kick. Ia uite. Nu, nici aici. Nu, dar uite cum fost, pică, ai până, dar, cum am pică. văzut cum pică. cum a picat. E... Deci a picat pe gât cumva pe cap și până la au resuscitat aia, frate. Deci n-avea niciun motiv pentru care putea să facă asta. Eu știu că na, toată lumea îl toată lumea l tachina pe bada dacă și-a luat tot de la asta. Și na, a zis că bă, hai să, nu știu, nu știu ce a vrut să facă. Știi care e treaba uh, din video ăsta e ceva de învățat așa în, în general. Mă, e o chestie pe care, din păcate, nu mai au, în general, oamenii în ziua de astăzi. Și anume, nu simți penibilului. lui. Și anume, să înțelegi bă, eu sunt bun de aici până aici. Da. Mai departe, chiar dacă mi se pare că sunt bun, ar trebui să realizez. Să și asta știi de la ce pleacă? dar la faptul că noi, vizual, vedem și mesajele pe care le primim în fiecare zi sunt că totul e posibil. Da, dar da. absolut totul pare posibil Man, și atunci ajungi aici, chiar să crezi treaba asta că totul e posibil. Aici sunt, sunt, mai multe, sunt mai multe la mijloc. Bine, Mircea Badea n-are nicio scuză pentru că na, el chiar s-a mai antrenat și asta. Dar în primul rând când te uiți la un meci de ăsta se pare totul super natural, știi, stai în gardă, dacă stai în gardă nu te poate lovi, dacă dai, lovești tu și e, e foarte intuitiv să dai cu pumnii și cu picioarele, știi, ți pare super simplu. momentul în care ești față în față cu cineva și simți că te poate lovi înapoi și efectiv simți că vrea să-ți facă rău gen se, se, schimbă, se schimbă totul ceea ce s-a întâmplat la Mircea Bada e că el oricum se antrenează de mulți ani pe, pe chestia asta mai casual așa și plătind un antrenor personal care să facă sparing cu tine și care să-ți țină palmarele și care asta îți dă un fel de false sense of security știi că ești cu ăla știi că nu te poate lovi prea tare îl lovești tu, te simți ai impresia că te miști bine știi, dai bine în îl mări, arată super tare E în momentul în care te bați cu unul pe bune, bă, se schimbă tot, știi e super nașpa să fii lovit în față e super bă, nașpa Tu de cât timp ai făcut? Bă, eu am făcut, cum să zic, am făcut uh, în 2013 m-am bucat și mai făceam așa, câte o lună câte o asta, câte o asta dar nu pot să zic că uh, na, sunt super bun la chestia Adică dacă mă lovește cineva în față pic oricum, da, știi, da. e super nașpa Trebuie să ai simțul, da, da, da. măsuri. Adică, eu nu, și uite, nu eu. Nici să spun, măi Aline, hai să facem noi uh, un sparring. Da. Am impresia că s-au umflat un pic. Da, mă, da, pe uite, mine, da. Una, e, una e să zici că hai să facem un sparring să vedem cum stăm și cum suntem, și alta e să zici hai să ne batem pe bune, că bă, am văzut eu un film. Bă, nici aia n-aș spune, ești prima variantă n-aș spune, adică nu știu cum să spun. Da. Bă, aș face cu unul care n-a mai făcut de deci, eu... a putea... Acolo să fii mai periculos să faci cu care era mai făcut. Eu m-am bătut cu ăsta cu... M-am bătut. Am făcut sparing cu, cu Teddy când am fost la el la sală. Are o sală în Bercenti, Teddy Combat Team sau ceva de genul. Uh, nu, Fight House, Bergin, habar n-am. Și m-am făcut sparing cu el. Și bă, frate, deci când pui mâna pe el, când, când uh, îl simți, bă, cât de puternic e și nu arată. Asta, asta e faza, că arată că zici că are, nu știu, boli, ceva de genul. Deci nu arată, deci nu arată deloc... Nu arată deloc amenințător, dacă îl vezi pe stradă zici cine e frate ăsta și bă, când, 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 când îi simți pungi în tine și, și când, când te, apucă, când te apucă, de, de ceafă și, și te ia la genul, exact cum, cum a fost ăsta, simți că nu mai e, ești pe altă lume, nu mai poți. Deci e, e altceva. Concluzia copiii, nu vă bateți cu campion mondial la Muay Thai. Și nu face lucruri pe care nu da, poți da, da, să da, da, faci da, Nu, ai că în principiu e un fel de rule of thumb. Ai, adică nu te duci într-un domeniu pe care nu îl stăpânești să te bați cu cel mai bun din domeniul ăla. da. Uh, îmi ziceai mai devreme de Vali Badea, trebuie neapărat să, <laughs> să zici de, de, Vali Badea, care e faza. Deci, uh, a, povestea e foarte frumoasă, eram în anul 2 de facultate, uh, Uite, spun finalul. L-am transferat pe Valibadea Spoiler alert! Da, l-am transferat pe Vali Badea la una dintre cele mai tare echipe din Emiratele Arabe Unite, Al Ain se numește. Ok. Când eram un anul 2 de facultate, fără niciun fel de relație și fără să am o idee despre lumea asta. Și... Nici Păd un, nici lucru e pe Valibada. Nu, nu, evident că nu știam, nu eram prieten. Nu, nu <gânt> deci stai uțin. Nici măcar nu știam că o să l transfer pe Valibada. Deci stai, cum s-a întâmplat? simplu. Am, adică simplu, natural. <gânt> uh, am, uh, am terminat sesiunea în anul 2, în iarna anului 2. Uh, tocmai doses examenul de, de dreptul Uniunii Europene. He, anul 2 e dreptul Uniunii Europene. Sau nu 3 uh. parcă, anul 2. Anul 2. Anul 2, 2, da. anul 2 în iarnă. Am terminat. Și dimineața m-am trezit, eram încă în pijama și, și chiar m-am trezit obsesiv cu numele ăsta în cap. Alain, 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 <laughs> fără nicio chestie, adică era foarte dubios. Și am intrat pe net, că nici măcar nu știam exact unde e echipa asta, tocmai de curiozitate. Știam că e undeva în zona arabă, dar mm. mă gândeam, mă, Arabia Saudită, Emirate, Qatar... Parcă Alain sună cunoscut și am să am, am dat Alain. Am văzut că e în Emiratele Arabe Unite. Interesant. După care am găsit site-ul lor. Interesant. Încă eram în pijama, da? Dar stai puțin. tu, și tu știai de echipa asta la Indie, deci știai A, că e o echipă de fotbal. Știam de football. că e o echipă de fotbal, okay. dar cu asta am intrat în dar nu știam exact unde, știam uh -huh. zona arabă. Am văzut, am intrat pe site-ul lor, de pe site-ul lor care era doar în arabă atunci, nu era și în engleză, am văzut un număr de telefon și asta, de contact sigur, hai uh -huh. că sun. Și am sunat, e adevărat că înainte de asta citisem o știre pe Cancan -can despre, da, evident, uh, citeam Cancan -can atunci. Uh, da. Citeam cancan atunci și am citit o știre despre Adi Mihalcea, cine nu știe, Adi Mihalcea, un jucător bun din România care a jucat la Națională, Dinamo, ah, dar era Mihalcea. la apusul carierei, da. era, avea 33 de ani și râdeau ăștia din cancan Can de el cum făcuse pană, dar făcuse pană în București uh -huh. și râdeau de el, vai ce rău a ajuns Mihalcea, nu mai are nici echipă, nu-i mai merge nici mașina, exact tipic cancan. Da, -can. Can -can. Și m-am enervat când am spus frate, Adi Mihacea bă, nu faci știu de Adi este Mihacea, este adică spus. omul e super tare. Și am zis mă, ce tare ar fi. Să sun la ăștia și să-l propun pe Adi Mihacea. Evident, părea, părea logic, nu? Da. Și-am sunat da, da, am acolo. Și bă, -am spus, uite, am un băiat liber de contrație. Mi-a răspuns un arab. <laughs> de, și de cu, unde știi? Pentru <laughs> că sunat arabă, Și cu foarte mult peu. I-am spus că sunt impresar mm. de jucători și că am un super jucător și că nu pot să vorbesc cu el să-mi dea numărul șefului lui ca să-l propun. Bă, și-a mers. <coughs> și omul mi-a spus, ok, și mi-a dat un număr de telefon. Numărul ăla de telefon pe care mi l-a dat, am sunat la numărul ăla și fii atent aici cum am jucat-o. Am spus că știu că nu este șeful clubului. Și că eu vreau să vorbesc cu șeful clubului, că am un jucător. cum a fost Dar direct n-am așteptat să spun așa. dar nu că îmi dați mie mai întâi, că noi facem filtrarea și nu avem timp. Am în pijama, tu înțelegi? N-avem timp, dăm numărul șefului. Și mi l-a dat un tip fozi cu care acum suntem foarte buni prieteni. Adică să că a rămas prieteni, pentru că și pentru el povestea a fost extraordinară. Și mi-a dat numărul acestui Fauzi. și l-am sunat un tip în vârstă mm. și l-am sunat pe Mr. Fouzi, i-am spus, uitați, știți, am un jucător, național la România, atacant și el m-a întrebat direct câți ani are și a zis 33 ah. și îmi face, pa, foarte bătrân, dacă are sub 30 și mai ai unul, tot de națională, jucător bun, mi-l trimiți pe meci. Mi mail și mi-a dat mailul. Evident că eu am spus... Sigur că am. Că doar mă apuc ca să îmi plec să de 5 minute. Adică da, am mulți jucători. Exact, sigur spindale. că am. Găsesc. Și am închis. Și acum stăteam și realizam ce prostie am făcut. Și că omul ăla probabil așteaptă. Da, 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 da. Și mă, Bă, gândeam, mă mai sună soare. Ce gândeam ce fac. Ce fac. Și am, am să-și mă gândeam cum sunt sterilist. Bine, FCSB-st acum. Da. Cum sunt. Uh, FCSB, atunci terist, mă gândeam, m-am gândit prima la jucătorii care au fost pe la Steaua. Și Vali Badea, care a fost un super jucător, gol cu Real Madrid, golul din Champions League, acum laud un pic, chiar da, a fost Da, super da, jucător. păi ești impresarul lui, nu? Da, 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 da. omul s-a lăsat de, vorba de 5 ani, cineva, pe partea da. Dacă vrea cineva, nu mai vrea nimeni. Da, nu, dacă, dacă <laughs> nu aveți om, la, vreți să luați un teren sintetic și <laughs> da, băiatul stă la ce da. pe Vali Badea. Uh, și m-am gândit la el. Dar cum am gândit la el? cu o seară înainte, la știri, el tocmai își terminase un contract și venise la Steaua, s-a întrenat din nou cu Steaua în ideea că poate o să semneze da. din nou cu Steaua, se întorcea la Steaua. Și acum știam că ăsta e liber. Și am zis, mamă, Valibade Bade, cel mai bun jucător. Evident că nu l-am sunat, că nici nu știam numărul lui. și i-am trimis din prima lui Fauzi, la Alain, da. i-am trimis CV-ul lui Vali Badea și mi-a zis, e super jucător, îl vreau. Da, îl vreau. Păi stai, ai găsit CV-ul pe net? Sau mă, am luat ceva? din Wikipedia, a, okay. de pe YouTube, ce filmulețe, că era foarte cerebru, am luat golul cu Real Madrid, golul cu Dinamo Kiev adică wow. o chestie super simplă. Așa și le-am trimis, evident că ei aveau acces pe Instat, care e o chestie da, unde da, da. văd jucătorii, și imediat s-au uitat și mi a zis, bă, îmi place foarte mult, îl vrem. Din <laughs> cu el. Și acum ia pe valibada și m-am dus, m-am schimbat într-un final. Asta s-a întâmplat în decurs de o oră în camera mea, în pijama. Mi-am dat seama ce prostie am făcut și acum chiar mă lusesem prea departe. Cum dau de valibalea? Și am făcut ceea ce face orice om. Caut pe Google Steaua Contact și am găsit un singur număr de telefon. Evident, cum n-am găsit decât un singur număr, am sunat acolo. Și mi-au răspuns niște doamne. <coughs> și mi-au spus, doamnă, știți că, uitați, sunt un impresar, mi-am pierdut agenda de telefon, vă rog frumos, dacă puteți să mă lăsați să iau o legătură cu cineva din club. Și femeia îmi dă un răspuns șocant. Toi, dar noi suntem aici la casierie. Doamne. Noi avem nicio legătură cu clubul. Noi nu știm nimic, noi aici vindem bilete. <coughs> și am spus, doamna, dacă aveți orice număr de telefon, știi al cui număr îl avea doamna de acolo? <coughs> a șefului administratorului terenurilor de antrenament adică lui Nea Gigi probabil, da. nu Nea Gigi că se înțează. a lui domnul Gicu care face curat pe acolo Dorel. Da, un Dorel fel de domnul zi, Dorel da. să-i dea Dumnezeu sănătate pentru <laughs> că l-am sunat mi-a răspuns și i-am spus știți, aș vrea să vedeți cu Valibada dacă aveți numărul lui și îmi spune următorul lucru și păi, ce înseamnă că totul s-a întâmplat așa îmi face păi, cum să vi dau pe Valibada că eu nu știu pe Valibada. domnule, dacă știți, dacă... Păi se antrenează acum cu echipa, cât aici pe teren. Nu cred, da. Da. Deci, Vali ne povestește tuturor acum da. cum a venit unul Dorel cu telefonul, nu. pe care el știa că e că Te caută un impresar. Deci, el, îți dai seama cât de șocat era pe teren, de la Dorel, îl caută un impresar, că, că e o glumă. A răspuns, asta stabilit că ne vedem, i-a zis, doamne, e pe bune, uite, nu aveam numărul tău, eu doar așa aveam, uite, am o ofertă pentru ea să ne vedem unde ne vedem. Și zis că ne vedem la AFI, că era lângă stadion. Și m-am dus la AFI, i-am povestit, uite, vari, așa, <laughs> uite mai, Vali, așa, am <laughs> frumos, că, <laughs> uh, am o ofertă, uite, fac asta, el a părut încântat, dar am și foarte tânăr, realizez, da, da, adică da. Că se uita așa un pic prin mine dubios. Și a zis, bine, uite, ăsta e numărul meu, ține-mă... Mm -hmm la curent, dacă se întâmplă ceva. I-am cerut, ora m-a sunat, mi-a zis, dăm -mi pașaportul tău, dăm pașaportul lui, i-am trimis pașaportul, când i-am trimis pașapoartele, m-a întrebat omul, bă, dacă are jucătorul, că nu <gătări> era mai tânăr ca jucătorul. <gătări> în fine, și vreau să spun că seara aveam deja biletele să zburăm a doua zi în Emirate. Bă, să facem transferul. Și când am văzut asta și i-am trimis și lui biletele, nu-i venea să creadă, dimineața când m-am trezit, Mă, mă rugam să se întâmple ceva să nu plecăm. Tu înțelegi? Pentru că am ajuns, ba, am ajuns mult prea departe. Adică eu da. -am, nu am nicio idee despre ceea ce fac și am ajuns în punctul ăsta. Plus că mie mi-e e foarte frică să zbor Adică eu și acum când zbor am probleme. Beau sau iau ansilan. Asta e un. Da. fac reclamă. E un halucinogen, e foarte drăguț. Da. da e A, -a, să e -și prescripție. Sergiuc. Nu că trebuie să iei prescriți A, Păi avem zbor acum. Da, interesant. Ansilan. Și uh, ideea e că am ajuns la aeroport. La aceea ne-am văzut a doua oară. Am făcut check-in-ul. Am trecut Vama și acum să intrăm în avion. Dar până să intrăm în avion așteptam acolo. Și mă întreabă Vali, nu o să -o -o mă Și... Uh, câte transferuri am făcut până acum? <laughs> <laughs> și... Is this your time? <laughs> Nu, 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 nu. Alta a fost succesul De când te ocupi? De uh... când te ocupi de asta? De, de ieri. ieri. <laughs> <Spun> de ieri. <laughs> Și exact așa a râs și el, tu serios? Și am zis, da, de ieri. Și disperat, aproape disperat, mă întreabă și câte transferuri ai mai făcut. Și eu i-am spus, de ieri? Nici <laughs> Și atunci el a sunat -o pe, pe nevastă sa, a spus, uite, păi, ce se întâmplă. Uite, ce mi-a făcut asta. Da, eu cred, acum nu mai pot să dau înapoi, măcar văd Dubaiu, fix așa, da. zis, măcar văd Dubaiu. Și am ajuns acolo. Dar ai plătit și lui biletele de, de avion? Nu, nimic eu. Clubul ne-a plătit. A, tu, serios? Ei au plătit o cum să-i plătesc Mau, eu lui. Ce blană. De unde? <laughs> ei au plătit bilete de avion tot. Am ajuns acolo. Și a doua zi, de aici s-a întâmplat ceva minunat. Adică chiar am știut să negociez cu arabii, am știut cum să pun problema și am obținut lui un contract foarte tare și am făcut primii mei bani din viață. Păi și frate, de... stui. Da, stai puțin. Da, în și... momentul în care ai făcut chestia asta și ți-ai și ai făcut bani. De ce n-am mai făcut o Nu te-ai gândit, bă, this is my job, now, am, am luat this oras, my now. life am, now. am luat, da, luat o am crezut că atât de ușor se fac banii. Ce, ce e cea mai mare greșeală și asta este de învățat. S-au dus toți banii aia pe toate prostiile din lume și erau destui. așa uh, Niște lucruri destul de interesante, dar oricum mm. s-au dus pentru că eu credeam că atât de ușor o să se facă și acum Am că, să... cum să nu facă. Este confidențial această... Uh... Da, Înțeles. Destul de... Valia a avut un salariu foarte mare și eu am avut un procent din acel salariu. A, da? de venea lunar sau ce? Nu lunar, la început. A, că okay, avut, ca la... avut prima de instalare. Da, da, da Destul da, da. de mare. Și din prima aia vorbit să noi, în fine. Da. Și a, am a... făcut și mai mulți bani dacă nu se întâmpla altceva și anume dacă acest director care a avut foarte mare încredere în noi și care îi plăcea foarte mult de noi, nu schimba echipa. Mm -hmm. Pentru că trebuia să mai meargă acolo <coughs> Bănel Nicoliță și Nicolae Dică. La Tot ai tăi. Împreună cu Valica. De, okay. de atunci am devenit parteneri. Și și acum, în continuare, suntem parteneri pe treaba asta de sport. Adică eu la mine la cabinet, eu mă ocup de parte de legal, mm. pe negociere, pe încheierea da, contracte, azi. de drept sportiv, reprezentare la uh, comisii arbit de da. arbitraj. Da, da, da. Bine, la comisii da, da. de la federație. un blană. Uh, și el se ocupa de partea sportivă. Uh -huh. El e cu jucători, el păstrează regatura și <laughs> au rămas împreună și acum suntem foarte buni prieteni. Adică da. din momentul, evident că rămâi prieten când te leagă o astfel de nebunie. Bă, da, uite, vezi, ăștia de obicei studenții, studentele de anul 2 fac promoții la Carrefour în anul da. 2 și asta și nu, nu v-ați gândit niciodată că puteți să, să transfera jucători la Arabi. Da, da l-am transferat <laughs> de, la da, de da, la Arabi. E amuzantă toată da, am, cred că am și eu niște prieteni din motul care făceau transferuri la Arab, dar pe <laughs> alt sport. Pe al -sport da, alt sport. <laughs> și în general la feminin, știi? A, da, 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 e și ban, tot, tot ok. Da, un, și l-ai transferat pe Balibadea, Bali, ba de tare. Da, deci a nu. Iral. după care l-am mai transferat Iral. și în România. Adică da, am tot împreună. Totul? Da, da, da Am rămas împreună. După care am început să luăm țepe. Ca, împreună. ca de obicei, mari, românește. Mari, foarte mari. Ce țepe? Mă, da. foarte trist. Uite, am adus, nu o să zic numere, pentru că am respect pentru omul respectiv, plus că e super cunoscut. am adus un jucător uh, internațional, nu o să spun nici țara, pentru că e ușor de identificat, că nu sunt mulți. Așa? Era dintr-o națională de fotbal, un număr 10. Și am venit la o echipă care atunci era foarte bună în România, mm. cu rugăminți. Au fost rugăminți insistente. Și omul respectiv juca la o echipă foarte ok și a venit pe mai mulți bani aici, <coughs> dar a pus o singură condiție, mm. să nu-și bată joc de familia lui, în sensul în care în orașul respectiv, nu era o școală internațională, să meargă să stea în alt oraș familia lui, să poată să-și înscrie copiii la școala internațională și alte lucruri. Și s-a întâmplat o chestiune pur românească, și anume antrenorul care l-a vrut pe jucătorul respectiv a fost schimbat, a venit alt antrenor mm. ca și la noi, și l-a mai vrut că era jucătorul lui. Da, da. Ce -i în fine. Și i-a distrus viața unui jucător, nu l-au plătit, copiii lui au pierdut școala, au venit, au stat în România, într-o în cameră de hotel, adică o chestiune foarte tristă. Man. Deci nu numai că ei tu ți-apă și nu-ți primești și tu, da, 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 problema da, da, da. e că distrugi și viitorul altora. Și asta doar de pentru că sunt niște oameni cu prea puțin caracter care conduc fotbalul. Da, da, da. Dar nu, da, da, nu putea să se întoarcă? Adică, nu, avea contract. A, avea, contract a, avea contract un an de zile. A, Evident că putea să rezilieze sau să devine jucător liber de contract dacă erau trei luni care, în care el nu era plătit. Dar mm -hmm. îi se făceau niște plăți, dar nu își deplinau toate obligațiile. Da. De La lumea respectivă eu nu eram avocat, astfel încât să pot acum. Acum pun altfel probleme. Da. Atunci nu eram avocat. Cum are trință o notificare varii. de aia blană. Da, aia, <laughs> direct la comisie ajungem. Da. Eram și pușturică, Nu prea Dar prea care e, care e faza cu comisia asta? Deci, practic, dacă are un jucător probleme cu clubul, există o comisie care se ocupă de treburile astea? Da, depinde. Comisie de disciplină pentru uh, jucători în situația în care el face ceva... Tamăși. Da, <laughs> uh, de obicei astea sunt cu regulile jocului, adică uh. ai luat un roșu, ah, ok în timpul jocului. Și mai sunt celelalte comisii unde efectiv e ca un fel de instanță, că de fapt sunt tribunale arbitrale. De fapt. Deci de arbitraj. E arbitraj, okay. practic, în care se face dreptate într-un eventual litigiu pe care l-ai avea cu clubul respectiv. Și adică au Pentru neplată, e... pentru... Da, adică cluburile sunt... sunt sancționate și dacă nu poți ajungi inclusiv la tas, care internațională pe treaba asta mm -hmm. uh, și dacă nu clubul nu pune în uh, La executare respectiva decizie, tărâre, poate să fie sancționat direct de către UEFA. Adică, da? Da, rău. Oh, nice. Rău. Inclusiv federația poate să Și asta, decizii, de practic, asta. care e calea de atac la decizia comisiei? Are ceva ierarhic superior? Sau da, ai comisia în de recurs. Ai ah, comisia okay. de recurs pe care de la tas și dacă nu și... Bine, tu poți oricând să te duci da, și te din pe cu... drept comun, dar ah, nu se te nimeni pe drept comun. Obviously. Na. Și ăștia sunt uh, juriști? Ai că sunt, uh, nu, uh, în comisiile astea, uh, judecătorii, uh -huh. armitrii, de fapt sunt uh, specialiști în drept, de obicei avocați. Nice. Da. Vreau și eu... Sergiu, da. pune asta pe listă, te rog să ne faci Da o singură rugăminte, aia. dacă vrei să faci asta, trebuie uh, să înveți foarte bine și regulile jocului, fotbalul, pentru că sunt foarte mulți acolo în comisii respective care -au, nu înțeleg fenomenul fotbal mm. și e greu să și înțeleagă ce se întâmplă. Bă, da, mai știu un pic aici. de fotbal așa. De, așa trebuie, asta e foarte important să, să știi, nu doar să aplici. Da, da, da. Că, de exemplu, sunt unele lucruri, nu are rost, sunt tehnice, dar care efectiv nu pot fi înțelese. Cum a fost, de exemplu, cazul Craiovei, cum a fost cazul insolvenței lui Dinamo, nu știu dacă știi, un procuror cerebru. No. Da, e un caz în care la un moment dat am dat și o consultanță. Uh, un procuror cerebru a considerat că toți jucătorii de la Dinamo, de fapt, că cineva care a făcut reorganizarea ar fi făcut, de fapt, o infracțiune mm. pentru că nu s-a luat în calcul valoarea jucătorilor în planul, nu au fost puși în planul de reorganizare ca active, asta zice procurorul, da. pentru că practic el consideră că jucătorii de fotbal sunt bunuri, cum canapea da, e canapeaua asta. Ceea ce e o aberație, pentru că conform regulamentelor, jucătorul, dacă echipa intră în insolvență, okay. îi se încheie cu, fiind în insolvență e ok, dar dacă intră în faliment echipa okay. de fotbal, jucătorul nu mai rămâne acolo ca o priză pe care poți tu după aia să o execuți. Că e om, înțelegi? Da, da nu... Și sunt regulamentele FIFA. El devine liber de contract. Deci, nu deci poți practic, să li... dacă e in insolvență, e ok, dacă, dacă e în in faliment, dacă in devine faliment, liber de contract. liber de contract. Păi okay. dacă tu ești jucător de fotbal și ai o, o, carieră de 12 da, ani, într adevăr. Da? Și tu ai semnat 5 ani cu o echipă și echipa aia dă faliment. Ce faci? Tu rămâi 5 ani Pai acolo nu, nu până, e, când, idea... până când te scoate la licitație da, da, da asta cineva? Mult, și dacă te scoate la licitație, ce o să fac? O să vină alte cluburi să liciteze pentru tine? Sau cine o să-i Da, că? înțeleg. Nu trebuie să-ți dai Văzusem, era un articol acum ceva timp în presă fix pe chestia asta, că uh, nu știu cine, un idiot scrisese chestia asta că au ajuns să îi vândă ca pe sclavi, cumva, că gen, un puș de ăsta da. era, practic, vândut în procedura de insolvență și nu știu ce îi se părea lui super ciudat, că e ca și cum l-ar ca pe un sclav, știi? Like, bă, like, așa funcționează transferul nu, în fotbal. Uh, <laughs> îți spun exact ce s-a întâmplat. Gazmetan Media și echipa aflată în insolvență, aia? care vinde acum niște jucători. Okay. Uh, ideea e că i-a făcut o ofertă pentru un jucător Steaua uh -huh. și ei nu prea au cum să o refuze. Fiind în insolvență, știi foarte bine cum funcționează da. n-ai cum să refuzi când se face o ofertă pentru un jucător pe o sumă corectă, mm -hmm. nu poți să refuzi decât dacă reușești să demonstrezi că jucătorul respectiv te-ar ajuta să dobândești o sumă mai da, mare da. în viitor și atunci da, cei e... de la masa credală ar spune da, e ok îl mai ținem, dacă mm -hmm. toți de la masa credală votează și spun bă, nu sau cel care conduce okay. clubul administratorul spune, mă, nu, e, uite, e o decizie bună pentru că acoperim anumite trepte, da. atunci asta e. Pleacă jucătorul. Dar dacă ar intra în faliment, jucătorii nu rămân acolo. Și atunci, de asta spun, care e treaba? No, da, ideea, e cu, ideea e cu falimentul ce, ce ne aveam eu, că era clar că, ok, dacă echipa se e lichidată, evident că nu poți să joace jucătorii la o echipă nu existentă dar mă gândeam, adică de când începe procedura falimentului imediat, și până nu când... e ca asta, da, da, exact, da, imediat okay. pentru că nu poți să-i consider niște active da, da, da uh... Pe ei, chiar dacă mm -hmm. jucătorul. Dar, practic, nu, -i, nu, -i, nu, -i, nu pe ei îi consider active, ci drepturile lor de, Corect, de joc. Corect, dar, asta dar e ideea e că regulamentul FIFA da, stabilește da, că. Da, respectiv, da mi se pare respectiv de bun simț. că care, o carieră, asta da. e, datoria ta mm -hmm. să ai grijă să nu intri în faliment, mm -hmm. în fond, știi? Uh, ideea este alta, că dacă vrei să faci chestia asta, trebuie să și înțelegi cum funcționează lucrurile. Că, de exemplu, acel procuror. Nu cred că mm. e rău intenționat, pur și simplu nu înțelege el. Dar el, el o stratează strict juridic. Pe când aici nu e doar o problemă de drept. Sergiu, timp? Suntem <coughs> 40 A, forță, mai avem timp. Ce, ce, mai, ce mai avem. A, ai văzut faza aia cu, cu lucrările cu domnul profesor Zidaru? Nu mă pune să vorbesc despre alți colegi, dar nu știu care faza. Nu, știi faza că i-au furat lucrările din mașină? Ce? Da, nu știi? Deși iată cum s-a întâmplat. A dat examen la procedură civilă, uh, ăsta, uh, proful, uh, a, a luat examenele și le-a băgat într-un ghiozdan, ghiozdanul l-a băgat în mașină, a oprit uh, la un supermarket ceva, a parcat 15 minute, a închis mașina și le a spart mașina și a luat ghiozdanul. A, ah, un hoț. Da. Nu studenți. Păi nu se știe. A, nu se știe. Bine, <laughs> da, răd, da, cel mai probabil da, era un hoț care na, da, se da, <laughs> de astea. Da, cu... nu, e super, e, super, tare și acum trebuie să dea din, din dai... nou examen. Da, trebuie să dai din nou examen, cel mai probabil. Bă, poate merge din a doua. <laughs> bă, da, mă gândeam că, bă, frate, pentru ăștia, că sigur n-au, adică, na, cine să se oftică că mai dă o dată un examen, că de obicei, nu ești foarte mulțumit. S-a întâmplat vreodată să fii gen super, super mulțumit de ce ai făcut într-un examen? Ba da. Au fost examene, de exemplu, la care mi-a fost frică efectiv de ce o să se întâmple la examen. Da, bine, da. Și S-a nimerit să se întâmple ceva minunat. Da, da, de obicei. Și -am fost. Da, Am fost de, obi mulțumit. de obicei când ai. nu știu cum se dă examenul la procedură, dar de obicei când ai scris. Eu l-am scris, pe mine mâine trează la scris, la sinteză, întotdeauna sunt slab la asta. Și niciodată nu eram neapărat mulțumit de ce făceam sunt. Și eu sunt de părere că examenul oral e mult mai bun. Da, clar. primul rând și pentru profesor și pentru studenți. Pentru profesor nu e mai bun că pierde o zi întreagă. Da, și nu numai una, mai multe grupe. Și profesorul care are o serie pierde aproape o săptămână, îți spun. Dar e oribil. Dar e mai bine. Pentru că ai ocazia să vezi și dacă a înțeles. Da, și de obicei n-a înțeles și ai. te simți mai prost cu tine după aia. da dar... Voi la Constituțional nu-l dați oral? oral? Oral, oral. Anul ăsta e doar, anul ăsta o excepție, se dă scris, dar doar cu o de, de ce? excepție. Pentru că doamna profesor a trebuit să ia două serii, nu o serie a. și e da. greu să faci examen oral cu două serii, dar de la anul revine la examen oral. Nice. mi amintesc, că și eu cum am fost primar la la, un examen, la examen oral tot așa a. Constituțional a fost și era, era altceva, într-adevăr. Că avea impresia, again, în, în anul întâi, avea impresia că am înțeles chestii, dar, de fapt, erau doar cuvinte pentru mine, știi? Și nu, dacă ai, că dacă mă luai așa mai, mai în profunzime, nu prea... Să vezi ce subiecte frumoase avem acum la examen. Frumoase, da? Fo foarte mișto. Ați auzit? Asta, asta mă, mă laud și eu. Da. da. Nu, am schimbat, am schimbat subiect. Modalitatea de examinare, subiectele, nu mai sunt... De exemplu, uite, vreau să-mi vorbești despre instituția asta, punct. Mm -hmm. Nu, e sub formă de speță. De exemplu, acum, deja a fost, de exemplu, subiectul ăsta foarte simplu. În loc să-mi vorbească despre uh, un anume drept, mm -hmm. da? uh, le-am dat o speță foarte simplă. De exemplu, pe libertate individuală, în mod normal, el, studentul. Cum ar fi subiectul de sinteză? Libertatea individuală. Și se apucă el să spună ce a înțeles din articolul respectiv. Noi acum îi dăm o speță foarte simplă în care spunem, uite, te punem în situația asta, mm -hmm. vine un procuror, face lucrurile astea și face fix lucruri de cum nu sunt scrise în conștiință. Și tu trebuie să spui ce a greșit respectiv. Da, Dar presupun că e destul de intuitiv. nu? Adică... Da, da, da. Chiar e, chiar e. Nu, examenul nu e greu. Chiar nu e greu. Adică. Mm -hmm. Sincer, îți spun, nu mi se pare un examen foarte greu. Da. Zine, zine cu asta, cu... Că tu ai făcut... Deci stai puțin, că tu când ai terminat liceu, ce ai făcut prima oară? Te-ai înscris și la drept și la uh, regie? regie? Da, în, același, în timp. același timp. Da, am făcut și drept și regie, regie film. Why? Pentru că eu terminând cu sportul și plăcându-mi foarte mult să fac sport... Da, accidentându-mă și nemai am voie să fac sport. A, da, da ziua, e ziua întâi asta cu sportul, <laughs> că lumea, lumea, trebuie să știe. <laughs> să știe. <laughs> deci tu ai, de la ce, de la, de la câți apucat de fotbal? La șase ani și un pic. Da, cam atunci să da. apucă. <laughs> uh, și am făcut fotbal la Dinamo. <laughs> ok. Pildă, <the> stelă. <laughs> da, un trădător da, în, în curtea Și dinamo. până la uh, cât? Până la 15 ani am făcut fotbal. Uh -huh. A fost foarte drăguț. Dar, am spun sincer, mi-am văzut limita. Uh -huh. Adică, mai sus, intrasem la Sava, uh -huh. primisem o ofertă, am avut un meci cu, cu Steaua. Uh -huh. Și primisem o ofertă de la Steaua, să mergem la Steaua, doi băieți, de acolo, să mergem la Steaua, și să începem junioratul mai departe acolo. Uh, dar trebuia să ne înscriem la liceul uh, lor, okay, okay. Și eu intrase în Sava și mi-am dat seama, așa, și am avut o discuție mai sinceră cu mai mulți oameni care știau că fac vorba și care aveau o părere pertinentă. Și că toți mi-au spus, bă, tu ești bun, dar nu ești foarte bun. Mm -hmm. O să fiu un jucător de divizia ce bă. Pe acolo. Da, da. Și acum, perspective. Și nici nu, asta nu se știa Dar ce jucai? ce poziție? Mijlocaș la închidere. Um, da. Da. Așa, 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 jucam și eu, dar credeam, ai că, credeam că la postul care mi s-ar potrivi și acolo, acolo jucam, dar nu, nu jucam bine. No. <laughs> Faza a fost că eu, eu am pierdut startul, că la noi, la noi motul doar asta doar, doar fotbal, nu există alt sport. Dacă jucai basket, erai, doar, <laughs> cu, doar, cu, fetele puteai să joci basket, știi, la noi nu jucai nimeni, nimeni basket. Și na, am jucat, am jucat și eu un pic de fotbal dar eu m-am apucat pe la, nu știu, de fotbal pe la 11 ani, 12 ani, Un pic ceva de genul. Târziu. Super târziu. Da. Că, na, m-am dus acolo și evident că ăia care erau, erau mult mai buni ca mine, știi? Și n-am, n-am reușit niciodată să mă integrez. Eram, Uh, îți dai seama, făceau toți mișto de mine, mă băteau mă alea, cum să face da. în orice... <laughs> Co... Ți-ai luat botezul? Da, mi-a luat botezul, îți dai știu. să bă, dar, cum zic, nu mi-a dat nicio șansă, frate, dai, deci, dar prima oară când am venit acolo, nici nu începuse antrenamentul, m-au luat, luat la nasoale, știi? Și zai să mai era greu nici, nici, nu eram eu foarte muncitor Așa să zici că bă, că ai că alerg Că îmi dau silința, că nu, nu Și la închidere trebuie să da, alergi și, 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 să și rupi nu, nu și la... n, -am, n -am, avut, n am avut nicio șansă Asta a fost cariera mea fotbalistică Da, na, eram tovarăș cu ei pe acolo Până la urmă m-am Păi e mai bine să rămâi prieten da, da. Păi în motru, în motru, fotbaliștii Practic erau... erau, cei mai șmechi Bum, erai, că exact. Femeile Deci femeile în de motru se împărțeau în felul următor ce era ce era spuma da. de, la un, crem de la crem de la crem de la crem Era la crem de la crem de la furat și asta, și aveau și brandane, de la și de la și de de la de la uh, și de la și ai că ăștia era elita socială în mod, știi, aici. Și mă gândeam, bă, da, uite, cam asta trebuie să fac în viață ca să, ca să am succes. Și, bă, mai bine că ai făcut. Nici eu nu regret. Dar îți spun sincer, adică mi-am văzut simțul. Mm -hmm. uh, am avut. Bă, limit, uite, am văzut, uite asta, asta badea e n a văzut. Da. Da. Eu, eu am văzut. Asta e fază că e foarte greu pentru un copil de 15 ani să realizeze că poate să ajungă maxim la divizia B. Bă, la, da, aia, aia chiar e vârsta în care zici pf, gata, bă, mă, mă vrea orice... steaua, nu gata. M steaua, gata, da, acum e, ce da. urmează, champions League. Imediat, da, da. Nu, trebuie să ai simțul măsurit și pe lângă asta, eu făceam, ca să fiu mai bun la fotbal, m-am apucat de atletism mm -hmm. de la 10 ani. Băi, și acolo chiar eram bun. Adică, o... Am ieșit campion național de câteva ori, am un record național, ți-am spus, La ce? la lungime. La... 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 la asta ești campion național? Am fost, da? Cât, cât scoți la 100 de metri? Și... La 100 de metri atunci scoatea. Da, la tu, la... Nu treba, atunci, nu te întreb acum. Undeva pe la 11 și un pic. 11 secunde și, și, și la pic 50 era. cât scoateai? Oh, da. ah. De, uite, Se dădea bac, 50? La Bac, da. la 50, scos sub 6 secunde. Sub uite. 6 secunde? Da, Damn, son. 5 și un pic. și Da, nu, eram pe fugă. Pe, la viteză, la 4 ori 100, proba aia ștafetă, 4 ori uh -huh. 100, am record național, încă acum a rămas a categoria mea de vârstă de atunci. Oh, rămas. Dar m-am accidentat și, și stupid. Da, mie, mie și aici până. am terminat-o cu atletism, am terminat pe la 16-17 ani, eram în lotul național al României pentru Beijing 2008, așa că, ca să-ți da, la seniori, senior. eram copilul de la seniori da, da. și am accidentat și aia a Bă, fost, dar cum, cum? și atunci a trebuit să umplu golul ăsta mm -hmm. cu ceva și l-am umplut cu filme și cu dorința de a face no, altceva tare. Și... și așa am intrat la regie, adică am hotărât să învăț la regie, îmi plăcea foarte mult ideea asta de a face cum e, Cum e sentimentul ăla de după accidentare, știi, când Oribil. practic... Eu am avut uh, semipareză pe piciorul stâng. Asta a fost accidentarea mea. Wow. Uh, Mamă, musculară -ai. care a recidivat fix în timpul unei sărituri la campionatele naționale și n-am mai putut la săritura în lungime trebuie să faci remorcă, să-ți aduci piciorul de bătaie în față. Uh -huh și rupând, rup, rupându-se mușchiul fix de la piciorul de bătăie, nu am mai putut să mai aduc în față. Și am căzut în viteza aia și de la înălțimea aia, total la iurea în groapă, și am avut o deplasare de vertebră care mi-a lovit nervul. Și am avut un, un, fel de semipareză pe piciorul stâng și... o perioadă de timp. Mamă, și adică că faci o, -o semipareză, doam. când faci semipareză, te gândești, bă, asta poate să fie fără el, nu, 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 no? că, imediat a fost doar câteva zile o, un picior foarte amorțit mm -hmm. și aproape nu simțeam vârful, vârful degetelor, nu îl simțeam deloc, dar toți doctorii mi-au că nu e nicio problemă, că e vorba de nerv, că era obturat nervul și Între... că își, o să-și revină, da Sport nu mai putea fi bo, mai ales de performanță, mai ales acolo unde e un șoc foarte mare la wow. și. A, Asta mi se, pare, mi se pare ireal de, de conștientizat. Știi că ai fost la un nivel foarte foarte înalt la un moment dat, după aia s-a întâmplat o chestie și știi că nu o să mai poți fi niciodată acolo. No, Asta e foarte pare. Trist. Uite, eu n-am mai fost pe un teren de atletism. Anul trecut <coughs> m-am dus prima oară, de când m-am accidentat. Mm -hmm. N-am mai vrut să mai merg. Pentru că, efectiv... E o durere. Bă, e o, clar, un regret foarte clar, mare a fost asta. Clar. E un, un, o, un gol al meu. Pe și ai, practic, de... ai oarecum când, când te întorci pe pe teren și chestia asta, ai oarecum sentiment de atunci. Ai un fel de deja vu. De exemplu, eu am văzut chestia asta la mine când eu mai făceam în anul 1 de facultate, mergeam foarte des la Open Mic, la stand-up, știi? Da. Asta și... mi se pare fantastic, poate Deși atent, ne spui și tu când mergi odată. <laughs> deci atent, când, când mergeam în anul întâi na, eram nou în București eram oricum uh, începător din toate punctele de vedere și la viață și la stand up și la București și la orice și aveam un anumit sentiment și când mă duceam întotdeauna când plecam de la Romană de la metro până la Dacia 99 unde era asta aveam așa un sentiment un fel de frică un fel de emoție da. un fel de asta. Și l-aveam la de fiecare dată când mergeam acolo și la un moment dat, mă rog, n-am mai mers, am zis că, bă, ok, am fost și o alegere, gen, bă, nu pot să mă fac comediant acum, asta e, merg cu dreptul, mă fac avocat și ce-o fi. Și după aia, după na, după ce am devenit avocat, am zis, bă, hai să mai merg și eu la Open Mic. Și exact același sentiment când am plecat de la metro, de la Romana, exact aceleași emoții, dar aveam, erau un fel de emoții combinate cu flashback-uri, cu deja vu, cu asta și era, era într -oare. și așa, așa îmi imaginez că e și, și în cazul ăsta, știi, oarecum când și înapoi în chestia Da, mi-a fost greu, eu am evitat, am încercat să evit, da. știi, să merg și până la urmă m-a convins cineva să mă duc. super, Da, super. Da, și m-au apucat de regie. Și uh -huh. după aia, în același timp, drept. vrea să devin doar regizor, după aia am decizia să devin... <gri> când, mari, ai să fie, când, ai vrut să fii, când ai să fii doar regizor? La început, la adică m-am dus la drept așa, că am zis că trebuie să am și o meserie. Că meserie. Asta de, de regizori da. e așa mai... Uh, câți, câți regizori și mari? Ai e, că presupun că părinții te Sunt mulți regizori mari, dar... Da, părinții ți-au ți zis să că... bă, de la drept că... Aici munca? Nu, eu am vrut să <laughs> dau la drept ai mei, erau cu matematica, ei sunt matematicieni și oh, nice. ar fi vrut să fac profil real și eu m-am învățat bine la real, dar am zis drept că e mai, e mai interesant, dreptul era mai frumos. Uh, am crezut eu că o să-mi dea o satisfacție mai mare. Care, după ce am terminat oh, dreptul, uh, am vrut să devin notar, am uh, picat examenul de notariat. Uh, Aia a fost cea mai mare... Da, pe vremea aia nu era faza la notariat că, știi, circuitul închis, bla, bla, bla... Bă, uite, eu să spun o fază pe care m-am ferit să o spun, dar uite, o spun și rămâne înregistrată. Eu am terminat dreptul destul de bine și civil, cea mai mică nota mea la civil a fost 9. Un 9, restul am fost 10. Și aveam impresia că știu bine civil și am și învățat foarte bine mm -hmm. civilul atunci ca să mă duc la examen de notariat. Mă, sunt convins că examenul ăsta e pe bune. Mm, serios? Da, sunt convins că e pe bune. Dar sunt convins că uneori există și anumite nereguri. Mm. Sunt convins de asta. E, în anul ăla s-a întâmplat ceva dubios și anume, nu înseamnă că toate lucrurile au fost așa, nu înseamnă că eu de aia n-am intrat. Mm -hmm. Eu n-am intrat pentru că nu am reușit să fac bine la niște grile de drept notarial, adică nu de drept civil. Da. da. N-am știut, deci n-am învățat suficient de bine. E gafa mea. Nu dau. Dar s îmi întâmplat ceva dubios și mă gândesc la alții care poate au făcut mai bine. Și anume, noi așteptam să se afișeze niște rezultate, nu știam exact când se afișează, și a venit un taxi, era vară, a venit un taxi cu trei fete, geamul deschis, îmbrăcate de club, la care l un moment dat o fată vorbea la telefon și spune, taxi, îi spune taximetristului, așteaptă aici, ca acum se afișează. Păi, de unde știe ea că acum se afișează? Da. Să zicem că a nimerit. Mm -hmm. Da? Ea nu s-a dat jos din taxi, s-a dat băiatul, probabil, prietenul lor și s-a dus el bă, fix când a intrat, a ajuns la gardul la care așteptam toți, atunci s-au afișat rezultatele, el a intrat, eu încă nu m-am dus să mă aglomerez acolo, am zis, se uită lumea și pe aia mă uit și eu să văd. Și zice tipul ăla a intrat și tu, și tu, și tu. Adică trei care erau în același taxi, băi, au intrat da, toți trei. Și erau îmbrăcate într-un într mod Într-un așa... mod distractiv, adică mergem da. să sărbătorim, știi? Bă, asta e dubios, asta m-a marcat, m-a mm. marcat foarte tare chestia asta. Și repet, nu înseamnă că examenul... Bă, poate așa a fost, poate așa s-a nimerit, poate uh. fix. Bă, dar chestia asta pe m-a marcat la nivel personal. Și atunci am zis că eu nu mai dau în viața la notariat și nu am mai dat și oricum bine am făcut. După care am făcut alte lucruri o perioadă, a fost o perioadă de căutări, am ajuns să fac tot felul de chestii, am avut dat și o emisiune, nu da. să spun numele ei pentru da. că nu vreau să Așa o să zic și eu oare, Așa o să zic și o oare de Casual Friday Podcast. Da, da, <laughs> a ta, a ta chiar e mișto. Aia era. păi și ta de ce nu era mișto, ce făceai? era un fel de televiziune. Nu, vă spun, nu spun, Hai că nu Era un talk Era un talk show. asta și Fost așa, așa. trei luni uh, un talk show și da, așa. La televiziune da, de asta da, mai... Da, o televiziune <laughs> de care nu prea auzi lumea. <laughs> așa. Dar a fost drăguț, a fost experiență. Am făcut, mi-am făcut un prieten, un birou notarial foarte tare. Bă, chiar a fost. Băi, chiar la un moment dat cred că cei mai tari mediatori din București. De ce? Îți spuneam asta pentru că făceau multe uh, cabinete de avocatură, făceau cu noi medierile, în ce medierea era obligatorie. Mm -hmm. Da. Șmecherie. Așa și uh, am făcut inclusiv o mediere pentru care am fost sancționat. Am luat prima amendă mare din istoria de uh, ce? medierii. Pentru că am făcut mediere la televizor între Leo de la Strehaia și uh, Loredana <laughs> Chivu, celebra speță. Am apărut la Capatos, am fost foarte disactiv, Bro. Ne-am luat, ne luat prima amendă mare din istoria medierii. Uh -huh. ceea ce a fost drăguț, că puteau să ne și excludă. După care, după ce a venit nu, decizia... mare pagul. Da, păi, dar nu că ce era mare După ce a venit, după ce a dat Curtea Constituțională decizia prin care a spus că nu mai este obligatorie procedura de informare a medierii, uh -huh. nici n-am mai așteptat. Adică am închis da, birou și bine am făcut. Și pe aia m-am apucat să învăț din nou pentru barou și am intrat în avocatură, pe alte coduri, alte nebunii. Și, și here we are. Da. Da, un Vlad, bă, mersi că ai venit. Mult, drag. Hai să, 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 ce, să, ce să le zile zi ceva studenților, nu știu cui vrei tu să-i spui. Salut, mamă! Eu le pot spune doar un lucru. Să învețe sau nu, să, sau, aibă... Sau nu. Nu, nu, fii atent. să aibă uh, caracteristicile în viață, uh, astfel încât să poată spune că ei stau drepți, nu sunt ținuți drepți. Asta a răspunde. Super Deep Man. Mersi. Uh, și da, dați subscribe, dați follow lui Vlad, o să pun linkurile în descriere. E un amuzant, după cum ați observat. Dacă sunteți fotbaliști în căutare de cluburi, la fel, oricând vă ajută. Dacă aveți nevoie de avocați, bineînțeles. Salut! Da, man.